Cunoscutul actor și prezentator TV Florin Busuioc a primit titlul de cetățean de onoare al orașului în care s-a născut și s-a format ca om, acasă la Hunedoara. Evenimentul a avut loc duminică seara, chiar înainte ca Busu să urce pe scena Casei de Cultură pentru a juca în spectacolul de teatru Insomniacii. Florin Busuioc urmează să primească și o stea pe una dintre aleile pietonale, așa cum au toți cetățenii de onoare ai municipiului Hunedoara. Titlul a fost acordat în unanimitate de către Consiliul Local Hunedoara în ultima sa ședință, iar placheta și cheia orașului au fost înminate domnului Florin Busuioc duminică seara pe scena Centrului Cultural Corviniana, chiar înaintea spectacolului de teatru Insomniacii, al cărui protagonist este. Acasă la Hunedoara, loc minunat în care am crescut, în care m-am născut în primul rând, am făcut școala, am făcut liceul, mi-am făcut prieteni foarte mulți și în care mă întorc oricând cu mare drag și cu mare bucurie. Este o onoare, așa cum zice și acest titlu, o onoare fabuloasă. Este enorm de mare lucru pentru un om să primească acest titlu. Nu știu cum de s-a gândit primăria să facă acest demers, dar uite că s-au gândit până la urmă. Le mulțumesc din suflet că s-au gândit la mine, le mulțumesc că au întocmit toate cele necesare ca să se producă acest lucru și acest eveniment și ce să zic, sunt onorat. Florin Busuioc este un hunedorean drag nouă tuturor, l-am privit întotdeauna cu mult respect, dar și cu multă simpatie, nu doar când prezenta Meteo fiind celebru pentru această prezentare națională, dar și pentru piesele de teatru sau filmele în care a jucat. Eu îi mulțumesc că a acceptat titlul de onoare acesta de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara din partea noastră. Evident ne pregătim să-i facem și o stea pe una dintre aleile pietonale, așa cum au toți cetățenii de onoare ai municipiului nostru. Și nu vrem decât să arătăm puterea exemplului domniei sale, care a reușit în viață, plecând de aici, de la Hunedoara către capitala României, și întotdeauna o facem cu mândrie. Întotdeauna încercăm să-i scoatem pe dânsi în evidență pentru a încerca să atragem atenția asupra orașului nostru. Distincția este un semn de apreciere pentru întreaga sa carieră profesională. Busu urmează să aibă și o stea pe una dintre aleile pietonale din Hunedoara, așa cum au toți cetățenii de onoare ai urbei.